Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine m-am regăsit la o ediție eveniment a punctului culminant, scandalul candidaturii lui Piedone, șantaj și amenințări, lunetiștii puși în dispozitiv pe casa lui Piedone și atacul lui Piedone cu cazmaua, roaba și lopata. Este confruntarea momentului cu Nicușor și cu Firea. Decizie majoră la guvern, ce știe Piedone despre cearta din coaliție. Piedone dezvăluie ce îi propun Ciolacu și Ciucă. Vorbim și despre atacul mizerabil al reziștilor cu morții de la colectiv. Doamnelor și domnilor, după cum lesne se poate intri, invitatul meu special în această seară este primarul în exercițiu al sectorului 5 și candidat la primăria capitalei, Cristian Popescu Piedone, pe care îl invit să-și facă intrarea spectaculos, cum de altfel să desfășoară toată activitatea domniei sale. Opa! Ușor așa. Programul meu pentru București. Care programul nostru, domnul Piedone, pentru București? Păi, ustensilele de care are nevoie Bucureștiul. Ciocan, mistrie, sapă, lopată, aer curat, plantat. Am adus și, o să poate îl plantați aici, e un cireș. Sunteți excesiv de drăguț. Este un cireș, dar să știți că dulceața de cireș amare e foarte bună, dar acum ei vor gusta cireșile amare. Luați un loc să ne prezentați programul nostru electoral polar, domnul. Dincolo de programul electoral, se pare că e vorba și despre un program politic întreg. Absolut. Anunțarea candidaturii dumneavoastră a generat un dita maiure și un la vârful coaliției, domnule primar. Și nu în ultimul rând, după cum singur ați spus, un val de șantaj și amenințări. Cine vă șantajează și cine vă amenință? Eu n-am venit la dumneavoastră în emisiune și, într-adevăr, îmi aparțin aceste vorbe, dar noi am venit să mă victimizez. Dar nici nu aceste vorbe, și le știți, trăim în România, există la toate colțurile. Ba prin porumbei voiajori, ba vine un prieten, știi, am auzit, am fost aseară la un șpriț, vorbea ăla cu ăla, vezi că ți se poate face, vezi că te poți împiedica, vezi că lui Xulescu, nu Vasilescu, plus mesaje scrise de la no-name-uri sau, nu mai spun, Facebook-ul, e Facebook, rețelele de socializare, dacă ne-ți accesează un număr și culmea nu este un număr atât de vechi care l-am acum, îmi transmit tot felul de mesaje. Vă le mulțumesc, eu cred că de acolo m-am încărcat. Pentru mine, orice injecție mă motivează. Mai ales... Aveți vreun diferent direct cu familia Firea Pandele? Poftim? Aveți vreun diferent direct cu familia Firea Pandele? Absolut, nici eu. Suntem paralel și echidistant. O respect pe doamna Firea, respect-o pe domnul primar Pandele. Am văzut mai multe declarații. Crede fiecare ce vrea. Suntem într-o competiție electorală și politică. Fiecare are partidul lui. Eu sunt președintele Partidului Umanist Social Liberal. Iar... doamna Firea este membra a partidului și președinta organizației București a Partidului Social Liberal. Avem două doctrine diferite, chiar dacă sunt și social și liberal. Mă bucur dacă și sper că până în ultimul moment PSD-ul va numi pe doamna Gabriela Firea, pentru că amândoi suntem oameni de administrație, amândoi avem contabilitatea care stă de fiecare dată la cetățean. Amândoi am făcut lucruri pentru București și am zis că, fiind două partide care nu s-au înțeles la început să formăm o alianță, și nu din cauza mea sau al doamnei Firea, cel mai bun să câștige și să-l bate pe Nicușor. Dacă o nominalizează PSD-ul pe doamna Firea și dumneavoastră rămâneți candidat, îl faceți primar pe Nicușor, dar v-ați gândit la treaba asta? Lucrurile astea trebuiau să se gândească cei care până astăzi... Eu sunt mai plastic în exprimare. Simțiți-vă liber. Păi mă simt, de asta sunt și atât de... nu sunt constipat, să zic așa, dar astăzi se pare că au avut nevoie de foarte mult durcolax să poată să scoată un candidat. Nu l-au scos. Încă nu l-au anunțat. Dar te-l anunță în seara asta. Da, nu știu, eu nu pot, n-am... Mă întorc la idee, nu-l favorizați pe Nicușor, dar dacă veți candida și dumneavoastră și doamna Firea, că până la urmă și dumneavoastră și doamna Firea vă adresați unui electoral preponderent de stânga. În principiu aveți dreptate. Dar ce luptă este mai corectă decât ca cetățenii să poată alege? Și politica este ca și sportul. Este o competiție sportivă ușor murdară,
mai mult murdară în timpul campaniilor electorale, se spală rufe în timpul campaniilor electorale și se uită de ele și se readuc aminte. Eu am avut rufele spălate de 30 de ani la rând. Și tot le spală, au ajuns drențe. Ce să mai spele la mine? Ce să spună? Absolut orice ar spune, am și puterea să recunosc dacă am greșit, dacă am făcut, dar nu pot să stau să tac când cineva poate să arunce cu ceva și să nu... V-ați dorit sprijinul coaliției de guvernământ să fiți dumneavoastră candidatul ales al PSD-PNL? Sincer și dăm cărțile pe față. Da. Noi, Partidul Umanist Social Liberal, a vrut să existe o alianță. PUSL, PSD, PNL. Și ce a împiedicat alianța asta? Nu mă întrebați pe mine. Noi suntem cei care am făcut această ofertă. Ați avut vreo discuție cu domnul Ciolacu, cu domnul Ciucă, referitor strict la campania trimis, cum am spus, și două, le-am trimis două adrese din partea Partidului Umanist Social Liberal. Haideți, domnul Piedone, că nu stați dumneavoastră în două adrese. Sunteți un om direct. Probabil au fost anumite discuții și au rămas în pronunțare. Ca sentințele de la noi să da, probabil s-a luat o hotărâre, dar nu s-a dat motivarea. Ca și astăzi anunțăm candidatul, dar nu e candidatul. Încă un termen sau eu nu știu. Domnul Ciutacu, haideți să vorbim fiecare, cel puțin vreau, întrebați-mă de bucătăria mea. Păi vă întreb de bucătăria noastră. E bucătăria mea și în bucătăria mea știu unde e sarea, unde e piperul, în administrația mea știu ce să fac cu canciocul, cu roaba. Știți cu... ce lipsește din povestea asta, din setting-ul ăsta, că mă uit eu așa? Da. Stația de emisie recepție. Stația e de emisie recepție? Unde e stația? În sensul giratoriu, am înțeles. Stați în sensul giratoriu, deci, cu unui de stânga, unui de dreapta și dumneavoastră stați în sensul giratoriu. Stația de emisie recepție probabil este stresul celor de la Primăria Capitalei. Dacă o vedeți, o aduc în două minute, îmi o aduc, eu am în mașină. Am zis să nu mă bâne. Nu să fie Piedone fără stație, okay. Aproape nu există. În trei minute ajunge și stația. Și pot să dau și apelul să vedeți că e funcționabilă și are o arie de acoperire pe întreg teritoriul României. Deci dacă dați dispoziții în direct din emisiunea asta, este absolut fabulos. Absolut, nu e nicio... Așa. Pentru okay. că cu această stație implementez un primar, mai ales care stă în teritoriu, La volumul populației se întâlnește zilnic, mă întâlnesc cu sute sau poate nu mii de oameni, dar sute de oameni. Așa. E, fiecare are doleanța lui, fiecare are oful lui. Da. În clipa în care unul dorește, nu știu, un copac toaletat, o băncuță plantată, o gură de canal, nu știu cum, o bordură că s-a schimbat, lucruri simple și gospodărești, sau o plombă care și-a rupt mașina. Am pus mâna pe stație, director infrastructură, salubrizare... Nu, stați un pic, că dumneavoastră sunteți pe modernitate, aveți telefon, ultima generație, de ce nu folosiți telefonul, de ce stația? Pentru că este interacțiunea directă cu ei, suntem într-un grup, toți... Așa. Aduceți-mi. Haideți, aduceți-mi. Gata? Da. Doamne, a venit și stația, era acel moment pe care l-așteptam. Așa, da. Bun, sunteți într-un grup, așa, păi puteți să fiți în grup și pe telefon. Nu vă ține nimic. City manager... Director infrastructură, director salubrizare, poliția locală, recepție. Infrastructură, recepție, domnul primar. Salubrizare, recepție, domnul primar. Poliția locală, comunicați, domnul primar. Unul nu mișcă, să nebunesc. Comunicați, domnul primar. Suntem... City manager, comunicați, domnul primar. Sunt peste 23 de stații active de la Direcția de Asistență Socială, la Poliție, Circulație, etc. Tot ce este interactivitatea directă cu cetățeanul. Această stație va face minuni. Asta umblați după ce câștigați capitala? Cu siguranță, mă duc eu acolo. Cu ea acolo, cum să nu? Fiecare director, stația lui și la treabă, fraților. De exemplu... Le țineți deschise și noaptea? 24 din 24. Toată lumea? Tot? 24 din 24. Să știți că administrația locală este o metamorfoză. Nu ne uităm dacă un primar se uită la 8 ore de program, ăla nu-i primar. Dacă primarul sau funcționarul public, în administrație locală, vedeți,
pot exista inundații, pot exista situații de calamitate, pot exista, eu știu, incendii, pot exista diverse care, ăla nu se uită la programul primarului vreun fenomen natural. Dacă nu ești pregătit cu arma la picior și n-ai tot timpul o structură care să intervine în situații de avarie, inclusiv pe weekend, toții funcționarii... Vreți să vă aduc aminte de ceva care sigur nu vă va plăcea și care nu s-a întâmplat în timpul lor de program? Tragedia de la colectiv. Da, tragedia de la... Vă spun că țin minte... Bun, dumneavoastră să țin fiind mai marcat, inclusiv de ce s-a întâmplat acolo, de ce ați văzut acolo, de ce ați făcut acolo și ulterior de pușcăria pe care ați executat-o, despre care, dacă vreți, o să vorbim. Eu țin minte și acum momentul în care s-a petrecut, pentru că eu am plecat din emisiune și în drumul meu către casă s-a petrecut. Deci era undeva noaptea bine. Să știți că și atunci aveam stație. Mai veche puțin, nu așa performantă, ca așa de slim ca... Pe aceeași frecvență cu domnul Arafat avea stație? Nu, fiecare cu... Din păcate, așa. Stația mea m-a făcut să ajung la nici 14 minute. Am fost primul care am ajuns la fața locului. Acolo nu mai exista nimic, era decât nu exista flacăre, au existat decât ceva, au fumegat ceva. Am ajuns acolo. Stația a putut să coordoneze în același timp, până s-a deplasat domnul Arafat și au venit toate forțele. Poliția mea locală căra deja oamenii și ne concentrasem inclusiv cu mașinile particulare să ducem răniții sau cei care erau arși și puteau merge pe picioare. Deci am cărat, știu ce înseamnă lucrul ăsta, plus că la un moment dat, în situații de urgență, nu la un moment dat, în situații de urgență, primarul devine comandantul situațiilor de urgență la nivel local. Și a trebuit să și preiau această prerogativă, pe care de la până la ultima oră dimineață am stat acolo. Traumele psihice le-am trăit și le trăiesc, dar... Bănuiesc că n-ați reușit să dați delete la tot ce s-a întâmplat. Nu, într-adevăr că n-ai cum să dai delete la așa ceva, pentru că te marchează și te marchează pe viață. Am spus-o și aș prefera să închei acest subiect, că este un subiect care... Este un subiect care va fi reactivat în campanie. Vă anunț eu acum, dacă e o surpriză. Bun, reziștii care au și organizat și au făcut și protestele de atunci și a trebuit să vină guvernul meu și să se întâmple, să cadă guvernul și să existe un acar pe un gen Piedone, să-i arunce capul peste scară. Domnul Ciutacu, am mai luat... fost doi, dumneavoastră domnul Ciutacu, și cu am mai luat foc în casa statului, au luat foc spitale, au ars oameni în spitale. Nu s-a întâmplat nimic. Nu exista nimeni. Ce s-a întâmplat? Nimic. Acolo, din păcate, și la vremea respectivă, spunând, simțim pericol și știam culoarele de atunci ale dealurilor și codurilor din România, simțeam pericolul și eram catalogat și atunci ca primul în cursa pentru Primăria Generală, dacă vă aduceți aminte. Și în sondaje și atunci. Și simțeam, spuneam că nu. Și nu mă interesa să candidez atunci. Eram pe în sectorașul meu cel mic, Prâzlea cel Voinic, stăteam acolo la 4, era foarte bine, câștigasem al doilea mandat cu 84%, unic și raportat la numărul de locuitori în România, îmi făceam treaba. A deranjat și a deranjat. Gândiți-vă că își lansase PSD își lansase candidatul la primăria capitale și îl plimba pe Cristian Bușoi și l-anunțase deja candidat la primărie. O poveste simplă românească, oglindă oglinjoară. Cine e cel mai frumos din țară? Păi, Oberstdorfer. E al tău, dar vezi că e un gras pe la sectorul 4 care ți-a fața. Păi, dați-mă rotrăvit. Nu am fost pregătită, pot să simt treaba pentru mine. Eu am fost și eu la și alții, și nume. Păi atunci, la căldură și în emoție, ce arunci pe scări? Trebuie să arunci nume. L-a arestat pe Gică Ion, primarul, cine era Gică Ion? Bă, l-am arestat pe Piedone. Bă, l-am arestat pe Piedone, nu că aș fi o mare nume, dar totuși eram notoriu în ochii publicului. Repet, acum n-au decât ce să încălzească. O cum ciorbă? Să le fie rușine reziștilor, să le fie rușine reziștilor, dar că calcă și vor încă o dată să se ridice pe mormintele acelor nevinovați. Cum am fost și eu, și ei sunt nevinovați. Cine va răspunde, nu știu, istoria sau decretizarea sau ce s-a întâmplat acolo? Eu, unul, mi-am absolvit responsabilitatea. Că am încă mâhnirea în suflet și încă sufer, că acolo ar fi, am declarat-o în fața judecătorilor.
Oameni buni, dacă acolo erau copiii mei și ardeau acolo, eu spuneam Cristian Popescu că sunt nevinovat. Cu toate că, cum astăzi, cel de la Șura Dacilor sau cine n-ai bine pe acolo, a pățit acea tragedie. V-ați întâlnit vreodată de atunci și închidem subiectul ăsta, vă promit, cu vreunul dintre părinții copiilor de la colegi? Numai în timpul proceselor. Am vrut vreo, nu știu, adresare la... Las puțin să se răcească. Dacă vedeți, mulți în ziua comemorativă, așa? Fatidică de altfel, toată lumea înainte se duceau și se făceau plecăciuni și puneau lumânări. Uh-huh. Și vorbesc de politicieni, de la numărul 1 până... I-ați mai văzut în ultimii 2, 3, 4 ani? Gata. Și-au luat caimacul și acum vor să-mi crească cu o ciorbă. Tot pe ei și tot la mine tragilor. Piedone încă există și rezistă. Ok, Piedone există și candidează. De ce dacă Piedone există și candidează, trebuie să candideze și fiusul la sectorul 5? Da, ce-i cu el? De ce trebuie să candideze și Piedonel mic? Aveți, nu știu cine, nu dumneavoastră. E moștenire de familie? Nu, nici o moștenire. Întrebați-l pe Bush, întrebați-l pe alții care, pe Kennedy, care au avut familii. Ce vede copilul în casa aia face? Adică Bush junior, America nu l-a votat că a fost asul președinte? Ba da, l-a votat. Despre ce inclusiv vorbim? Inclusiv pentru că a fost asul președinte. Despre ce vorbim? Dacă dumneavoastră sunteți jurnalist, copilul dumneavoastră vă se uită la dumneavoastră ca la Dumnezeu la televizor. Și a dorit să facă orice altceva decât jurnalism. Nu. Nu știu. Sunt și copii care, da, fiul meu de 30 de ani a stat în umbra crucii a mea. Și ca și absența mea de acasă, motivam această absență mai lându-mi cu mine chiar inclusiv pe teren, doar ca să mă bucur de prezența lui. Iar lucrul ăsta, știi... Are apetență pentru administrație? Îi place chestia asta? Credeți că eu sunt nebun să-mi sacrific copilul? Credeți că sunt nebun dacă știu că nu poate? Credeți că sunt... Păi uitați-vă astăzi... Dacă dumneavoastră pierdeți alegerile și câștigă la mică alegeri. Foarte bine, voi fi un simplu consilier al lui. Simplu consilier al lui. N-am nicio problemă. Dar nu-mi sacrific copilul. Nu vreți funcție de execuție? Nu vreți nimic? Cine, eu? Da, dacă... Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. Nu. Dar consilierul... Îl voi consilia, da. Și nu un pact, onorific. E adevărat că ați încercat să vă impuneți și fata pe lista de candidați a PSD-PNL la europarlamentare? Nu. Sincer, am vrut să fie un pas înainte pentru Vlad. Adică din deputat și vorbesc că are. Dar și... Dar de ce ar fi un pas înainte din deputat în primar de sector? Pentru că sunt mulți deputați în Parlamentul României care îi văd cu pancarde, sloganuri și multe alte prin fața tribunei și n-au o inițiativă legislativă. Nu spun eu, poate să... Nici al dumneavoastră nu e campionul inițiativelor legislative. Nu. Atenție, domnul Ciutacu, sunteți într-o eroare. De ce? Și v-aș ruga frumos. Puteți să studiați chiar acum că... Corectați-mă dumneavoastră. Păi nu vă corectez. Vreau dumneavoastră să studiați câte inițiativi și câte legi sunt promulgate cu Vlad Piedone. Legi deja promulgate și inițiative. Păi e... Okay, la primul lui mandat el și-a lăsat amprenta inclusiv. Nu că mutul tace și face. Noi nu ne... La fel ca și mine în administrație. Noi, singurul lucru care am promis, n-am venit cu programe, cerculețe la dumneavoastră în emisiune, să vă arăt grafice, să vă spun ce frumos nu, o să fie. Nu, ați venit cu roabă. Am venit cu ce este normal și de ce are nevoie. Noi am muncit. Am tăcut și am făcut. Și doi, am spus de fiecare dată că n-am să dezamăgesc. E singura mea promisiune. La fel și pentru bucureșteni. Nu le... Nu mi-ați răspuns la întrebarea ce cu fata. Spuneți? Cu ce cu fata? Da, nu. Nu, ea, fata lucrează, este în administrație locală. Are el al doilea copil, este suspendată de... Să vă trăiască, sunteți bunic. Mulțumesc, am 4 nepoți. Sunt bogat, da. Deci nu a existat intenția candidaturii fetei dumneavoastră? Să știți că Miorița a fost o poezie fără autor necunoscut. Folclor mult. Așa. Și fata mea a fost. Tot folclor e și, da, în cazul fetei dumneavoastră? Da. Asta nu spune că nu am încercat și până la urmă Vlad m-a dat înapoi spunându-mi nu, eu vreau în administrație. Dar de ce?
Dar v-am spus, dacă l-a mușcat șarpele și îi place... Bun, l-a mușcat, stați un pic. Totuși a trebuit să treacă un mandat de deputat ca să... Păi a văzut ce înseamnă deputăția și a văzut ce înseamnă interactivitatea directă cu cetățeanul. E adevărat, acolo poți să fii un diplomat. Poți să gândești legi sau poți să updatezi legi. Nu știu câte legi sunt făcute direct cu beneficiu către cetățean. Și dacă sunt, cetățeanul încă astăzi nu are informația atâtor legi care sunt date pe bandă, dar de multe ori se bat în cap. Revin pentru un minut la subiectul colectiv. Ce legi s-a dat după colectiv în favoarea restaurantelor? Nimic pe pâine. S-a dat un ordin în care scrie în acest restaurant intri pe proprie răspundere. Da. Ai luat foc, să fii sănătos. Eu sunt absolvit. Singurul care a făcut ceva care s-a absolvit toți primarii a fost pe timpul domnului președinte Dragnea, care a absolvit primarii de orice responsabilitate. În 2016 au dat că primarul nu mai răspunde că acum chiar că primarul semnează ca primarul care are aparatul de specialitate. Eu n-am beneficiat de această lege. Da? Ei au crezut că eu am fost la ghișeu, ei au crezut că eu am luat declarația pe propria răspunde, eu m-am urcat la mine în birou, eu am trecut pe la juridic, eu am semnat-o, eu m-am întors, eu le-am dat taxa, eu le-am eliberat-o. N-am avut aparat propriu. Dacă tot v-ați întors dumneavoastră la subiectul colectiv, pun și o întrebare. Cum a fost domnul la pușcărie? Că ați trecut pe acolo. Și nu că ați trecut, a stat un an și ceva. Nevinovat conform unei hotărâri a celei mai înalte instanțe de judecată. Nu doresc nici dușmanul dușmanilor mei. Și am destui. Nu doresc așa ceva. Mai bine bărbătește decât ajunge acolo și pe un psihic în care crezi cu adevărat că ești nevinovat cu toată ființa ta și să te trezești acolo în cei patru pereți. Este cumplit. Numai că ține de fiecare psihic al fiecărui om. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pe mine m-a întărit. Raportat în care ați văzut că de multe ori eu zic că sunt ca în vacanță, a fost în vacanță. Da. Așa am tratat efectiv. M-am simțit ca în tabără. Făceam glume. Le umpleam galoșii sau aia cu dulceață. Le umpleam caia cu gamela cu pastă de dinți. Le puneam scoci la intrarea în veciu. Le făceam... Adică, domne, dacă nu îți găsești o refulare, înnebunești, ca să ne înțelegem. Mai ales dacă vii, cum am văzut și am avut personalități. S-au ars, sunt arși, domnule Ciutacu. Chiar sunt arși. Se ard. Pentru că v-ați gândit că s-ar putea să vă pierdeți mințile acolo? Cu siguranță da. Și da? N-au, cu siguranță da. Pentru că ești dus la un moment dat. Rutina sau cei patru pereți nu te duc la... Te duc decât într-o depresie. Te duc în, nu spun de cei care sunt obișnuiți cu decorul. Nu spun cei... Spun de judecători că au ajuns acolo. Spun de oameni mari ai țării, senatori, deputați. Eu știu care au ajuns dintr-un confort extraordinar să ajung să-ți bată gamera la 6 dimineața în ușe. Sau să-ți deșteptarea la dimineața să stai drepți în fața patului. Aveți un aliat. Am un aliat? Da, nevastă mea. Lor de cuvânt. Două la două puncte de sumar în două ședințe fiul dumneavoastră. Propuneri legislative inițiate 86, din care 26 promulgate legi. Proiecte de hotărâre inițiate 1, întrebări și interpelări 59, moțiuni 6. Onoare muncii. Deci, de asta vă spuneam. Sunt unii care lucrează și băiatul meu lucrează. Dar va lucra și mai bine atunci când este liber ca și tasul. Să mergem alături de cetățean, să le simțim. Nu e un ușor conflict de interese, Piedone, primar general, fiu subprimar la sectorul 5? Poftim? Vă întreb, nu e un... Nu există. Sunteți rudă de gradul întâi cu fiul dumneavoastră, dacă mai știu eu legi. Dom'le, suntem aleși. Dar sunteți aleși. Suntem aleși. Mă rog, dacă îl numeam eu, primar general, pe primarul sectorului 5, conflict de interese... Păi stați că ați numit pe ginere ceva și v-au făcut aia dosar la ani. Este ales. Și generică. E ales. A fost președintele, până la preluarea lui Vlad Popescu, a fost președinte filialei PUSL Sector 5. Este ales. E consilier local PUSL. Punct. Și legea spune lui ce lucru. Vă deschiseră dosar la ani. Ce spuneți? Nu v-au făcut dosar la ani? Așa. E extraordinar. Măsură administrativă. Nu e... E primul pas, domnul meu. Domnul Ciutacu, când am spus că nu mă retrag, nu mă retrag și nu mă sperie nimic.
Nici măcar un nou dosar penal și o nouă amenințare cu pușcărie? Un glonț, că e prea mult, folosesc cuvântul glonț, nu e bine de folosit. Nu e bine. O extracție, să zic așa, de pe tabla de șah. Dar eu sunt nebunul ăla de pe tabla de șah și joc. Chiar dacă merge doar într-o zi. Da, să mai sacrifici, că e și nebunul din când în când. Să sacrifice, dar cine să mă sacrifice? Nu știu. Am stăpân? Ca alții? Puneți-l noastră. Păi nu, dacă aș fi avut stăpân, nu eram astăzi în emisiunea dumneavoastră în studiouri de televiziune, care eu n-am apărut de 14 ani. M-ați văzut pe mine prin televiziune, eu am stat cu roaba mea și cu treaba mea prin sector, pe unde am fost. Și am lăsat amprente. Credeți că la al doilea mandat, la sectorul 4, pe timpul USL-ului, celebra alianță, când a scos scorul record USL-ul de 61%, la al doilea mandat, când un primar la al doilea mandat se erodează, sau să-l iau 84%, să iau 23-24% peste USL, lucrurile astea, cu o prezență la vot la 63%, lucrurile astea, cetățenii nu mai pot fi păcăliți. Cum astăzi, în 2024, vii să spui același lucru, sau Nicușor să vină cu un program care l-a prezentat și din cele 20 de pagini, un paragraf să-l fie respectat. A spus Nicușor că va ridica nivelul de trai și va face... Salariul mediu 1000 pe lună. Dar cum să faci tu, primar general, salariul mediu? Stai. Dar asta putea să-l întrebați acum 4 ani de zi. Nu, dar nu l-am întrebat. Sau să-l întrebe aia care l-au votat. Asta era altceva. Lumea se duce după fentă. Nu mai s-a dus după fentă, au văzut. Sau să spună că vor reduce cu 40% să stea mai puțin în trafic. Sau să spună că va construi parcării supraterane. Sau să spună că poluarea. Sau să spună că va planta centură verde în jurul capitalei. Păi unde l-am plantat? Și un tren care urmează. Nu, uitați-vă la pădurea de uscături, da, de pe marile bulevarde, Chiselev, în fața la Cotroceni, domne, te duci cu o legație oficială, vezi pădura spânzuraților acolo în fața Cotrocenilui. Eu, chiar dacă e pe area teritorială a sectorului 5, eu nu pot să toaletez. De ce? Pentru că este în administrarea al PAB. Pentru că proprietarul de drept, noi toți sectoriștii suntem administratorii domeniului public. Așa. Nu suntem proprietari, este Consiliul General. Bun. Iar ei, prin administrare, de pentru anumite stresi care nu sunt, și sectorul 5 a avut un handicap și are în continuare, cerându-i de la început să-mi dea spațiile verzi, Panduriu, Meriotul, casa are, vedeți în fața casei poporului, vedeți pârloaga aia, e pârloaga efectiv. Da. Păi bă, tată, eu iau castane fără să-mi pută gura usturoi, la fel și cu străzile din sector. Cineva acum vreo 4 mandate a dat primăriei capitalei, spunând că n-are bani la sectorul 5, a dat 380 de străzi, a dat niște Vanghele, nu cineva. Spații verzi. Cineva la poartă un nume și a fost primar. A dat și salubrizarea. La vremea respectivă, să știți că Vanghele a făcut o treabă înțeleaptă, pentru chiar nu bugetul sectorului 5, raportat la ce înseamnă încasare, taxe și impozite, doar de la cetățenii astăzi când vorbim, este de 135 de milioane de lei. Punct. Restul fiind din cotele defalcate. Cât e totalul bugetului primăriei sectorului 5? Deci cu cotele defalcate, cu tot. Undeva la... Pe cât semnează piedon într-un an de zile? 1200 de milioane. Recepție, da. Domnul primar, am finalizat inspecția la stâlpii de iluminat de la amenajarea lor nouă de la Rahova cu ferentari. Sunt toți funcționali. Recepționa, poză și pe WhatsApp la grup. Da, lucrează, băți. Hai să ne întoarcem. Deci cât spuneați că e bugetul? Ce spuneți? Cât spuneați că e bugetul? 1200 de miliarde. Ziceți în euro așa la... Cât să fie... Nu e nici de cum. Este cel mai văduvit sector. Eu dacă aș fi avut... Pseudo panseluțe, că Piedone n-a plantat niciodată panseluțe, sau dacă a primit donație, n-a dat de la bugetul local să pună panseluțe. Era pus tot timpul ceva peren, ca să mă bucur de la, și la anul. Copaci, flori perene, care stau verzi și iarna. Eu dacă aș fi acum banii lui Franțuzoaicei la sectorul 1 doar de la ADP pe panseluțe, păi făceam Las Vegas în sectorul 5. Doar pe panseluțe, la buget.
Ați ajuns la franțuzaic. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ieșiți primar general. Vă urez succes cu nouă tuturor candidaților. Mulțumesc. În sectorul 1, cu sau fără franțuzaică, veți prelua un buboi purulent. Dom'le, în sectorul ăsta putea pișat. În sectorul ăsta calci pe șobolan dacă nu te mușcă, îi dă glezne. În sectorul ăsta, care odinioară erau un sector în care se bătea lumea să stea, se străduiește lumea să scape. Da? Sectorul nu și era poate face primarul general Piedone, în cazul de față, de-a doua zi după ce se termine alegerile și e validat ca primar general, repet, într-un sector care va fi administrat tot de franțuzoică sau de oricare altul. Cu tot respectul, cu tot respectul. Vă spuneam mai devreme că primarul general și consiliul general este proprietarul domeniului public. Cu tot respectul pentru ex-primarii generali ai Bucureștiului, ei n-au înțeles fișa postului primarului general, autoritatea pe care ți-o poți impune asupra primarilor de sector. La modul în care trebuie să ai un dialog constructiv, trebuie să vorbești cu ei, trebuie să... Dom'le, pe mine nu mă interesează astăzi că la 1 iese AUR, că la 2 iese PSD, că la 3 iese eu știu cine și la ce 4 coloratură politică. Băi, gata, ne-am bătut în campanie, hai, okay, uite, ia roaba asta cu toții și facem pentru București în ceva. Sunt unii care intervin acelei cancelarii de partid și le dă dispoziții. Bă, blochează-l pe ăla. Băi, cum îi blochează acum bugetul lui Nicu Șordan? Păi sunt mitici. Adică tu PNL l-ai susținut și l-ai promovat și l-ai pus, l-ai făcut primar general. Ei și-a apărat votul. Tu USR la, acum că... Păi nu, că USR e cu el în continuare. Ok, dar și PSD au votat proiecte și acum... miticilor, îi blocați, de ce? Că e campanie electorală. Dar cine suferă, mă? Voi, mă? Voi ce credeți? Că pe blocajul vostru o să luați voturi? Păi cetățeanul s-a deșteptat. Acum, pe ultima 100 de metri, blochezi... Ce blochezi? Blochezi regiile, blochezi STB-ul. De ce? Să nu scoată la tramvaiele, să nu scoată la autobuzele, ca să facă lumea. Oh, oh, cine-i devine? Nicușor, Nicușor. De data asta, Nicușor nu-i devine. Și o spun eu. Da? Parcă de data asta iar politicul, care nu mai trebuie, lasă politicul. Politicul avem în campanie, ne-am bătut, ne retragem în asta, ne luăm vestele și care vreți să muncim și la treabă, fraților. Ne mai batem peste 4 ani. Tot nu mi-ați spus ce puteți face concret la sectorul 1. V-am dat un exemplu. Îi dau o stație lui Clotin Darman. Și dacă nu răspunde, mă ocup eu de dresul. Sunt primarul general. Cum? Foarte bine. Cum? Va fi realeasă un primar care a beneficiat de încă o dată încrederea cetățenilor din sectorul 1, care s-au gândit că e bine să stea în jeg, în zoaie. De ce vreți să le faceți dumneavoastră curat cu forța? Pentru că aceleași, scuzați-mi cuvântul, a spus de șobolan. Da, așa. Așa. Și urină, da, ca urină, să nu mai zic încă o dată. Da, urină de șobolan, urină de... De oameni. De oameni. Rahați de hâine pe stradă. Și junglă în toate părțile. Așa era și în sectorul 5. În sectorul 5, astăzi, cu deosebit respect vă anunț și puteți să verificați că sunteți locuitor al sectorului 5, se spală trotuarele. Se spală cu detergent. La rigolă, eu nu vreau... Da, e paria dumneavoastră de responsabilitate. Ca primar general, nu știu, aveți vreo lege care să vă dea voie să băgați mașina cu detergent în sectorul 1? V-am spus încă o dată. Consiliul general descentralizează sau centralizează? Da. Unul din proiectele mele care, de pe timpul primarului Traian Băsescu, unde eu eram consilier general în cadrul Consiliului General, da, am spus, domnule, este o greșeală. Bucureștiul se va dezvolta haotic. Și cum se va dezvolta haotic? Și iată că dreptatea, timpul mi-a dat dreptate. Și eu nu o spun eu, întrebăm, facem un foc populi, întrebăm oameni pe stradă și vedeți că voi avea dreptate. Sunt 6 viziuni de arhitectură în București. 6 arhitecți șefi. Acest lucru nu trebuia descentralizat. Acest lucru trebuia unificat. O singură gândire. Bă, bună, proastă, e unul singur. Dar nu poți să tui la sectorul 6 să dai casă de păiandă lângă P+20 și în mijlocul parcului să faci P+6 sau 20, că nu știu ce. Bă, tată, e o singură viziune. Urbanismul, atunci, la începuturile Bucureștiului... La începutul Bucureștiului, de la primarul Târnăcop, de la Pache Protopopescu, ținea... avea urbanismul în mână. Ei au avut viziune. Și tu îl descentralizezi.
Ok, descentralizăm, dar în același timp să știți că primarul general poate să și centralizeze. Este unul din proiectele ca acest urbanism care este dezvoltat haotic. Vorbești și de străzi de servitude sau de autorizații de construire. Păi tu, dezvoltator imobiliar, vrei să faci preț plus 20, ai 2000 de apartamente și vrei să faci 20 de locuri de parcare. Unde sunt cele, unde se regăsește la de mașini? Pe domeniul public, pe iarbă, pe trotuare, pe unde se... Ce să faci? Păi da, peștele de la cap se împudă, dar cetățenii încep să-l curețe de la coadă. Sunteți în stare să coabitați cu o majoritate ostilă în Primăria Generală a Capitalei? Dacă nu aveți blat cu PSD și PNL, atunci înseamnă că veți candida împotriva candidatului lor. Și atunci ca consilierii lor locali vor fi by default acasă, împotriva. Blatul de bucătărie în care nevastă mea face niște cozonaci extraordinar pe acel blat. În rest, blatul cu singurul blat și mai am un blat foarte mare, blat doar cu cetățenii. Partea politică i-am scos și de fiecare dată am avut interacțiunea și am scos, cum ei îmi scot rufele, le-am scos și eu rufele pe sârmă. Ședințele sunt publice. Așa. Ședințele sunt în vartalele de blocuri, în spate. Și o să vin la dumneavoastră, domnule Ciutacu, la blocul dumneavoastră și o să zic cine este să reabilităm vartalul ăsta de blocuri. Și să PSD-ul, ca să nu zică că am zis eu, o să zic împotrivă. Păi dumneavoastră îi vedeți și ați văzut odată. Ce ați de dori? Nu și porcării. Scoateți în stradă să faceți de râs? Da, nu. Normal, dar asta am făcut. Eu n-am avut niciodată majoritatea într-un consiliu, nici la sectorul 4 două mandate, nici aici două mandate. N-am nicio problemă. Da? Dar păi oamenii, da, dacă aveți o majoritate covârșitoare împotrivă... Nu vreau să fac de râs pe nimeni. Dar există dialog. Bă, oameni buni, bă, dacă vine PSD-ul cu un proiect bun, de ce să te opun tu, bă, PNL, Aur, să... Vezi, bă, că e bun, îl face pentru mine, îl face pentru mama, îl facem pentru oameni. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Gata cu politica. Toată lumea, politică, 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 politică. Și ăia sunt în șoșo și în galo și ce ziceai tu, șobolani și ce se întâmplă pe acolo. Da. Gata. Nu mai e loc de vrăjeală. Bă, omul e animal. Te simte. Bă, te simte. Nu mai e loc de vrăjeală. S-au săturat de vrăjeală 30 de ani. 10 secunde și vine întrebarea cea mai grea. Hai, că o aștept. Stres, anxietate, emoții de necontrolat, senzație de nod în gât. Dexocalm este alegerea pentru echilibrul tău emoțional. Dexocalm are o formulă standardizată complexă care controlează stările de nervozitate. Starea de bine cu Dexocalm se ține. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Câte chile aveți, domn primar? Păi mă, tata, acum sunt manechin. Dacă mă invitai când spuneam eu că nu treceam prin Botor, nu că nu puteam. Și mergeam și atunci la fel de mult cât merg astăzi, poate mai mult atunci. Am plecat de la 220 de kilograme. Poftim? 220 de kilograme. Aproape un sfert de tonă. Domnul doctor Copăescu, care m-a operat, să-i dat Dumnezeu sănătate, și am făcut două operații, pentru că aveam două variante. Să mor cu cârnați în buzunar sau să văd nepoții fericiți și să-i văd și eu la casa lor. Și am ales viața lor, viața familiei. Bun. Că eram un mâncău, mâncam de stres, mâncam neregulat, veneam seara, băgam frigiderul în inventar, nu mai se punea. Și am făcut operația în care am slăbit 50 de kilograme, am făcut prima dată gastric sleeve, după care am făcut bypass. Ce? Tăiat stomacul, nu? Tăiat stomacul, da. Stomacul este un mușchi, mai ales intestinul subțire. Nu se operează mirosul, simțul, reflexul de viață. Dacă eu eram obișnuit să bag frigiderul în inventar, păi degeaba, nu mai aveam săculețul, dar eu tot băgam, forțam și atunci el ușor, ușor începe să dilată. În 5 ani de zile s-a dilatat, nu la modul la cât a fost, dar aproape s-a dublat la cât a rămas după operație. Așa. Și m-am dus înapoi la 200 de kilograme. Da? Mă pusesem chiar 23 de kilograme. Mă duceam iar în sus, gata. Așa. Și atunci a trebuit să fac asta irreversibilă, care este cea mai bună și doctorul mi-a spus la început că trebuia să fac gastric bypass. Am făcut gastric bypass, am slăbit 120 de kilograme. Cât? 120 de kilograme. Astăzi am 122 plus sau minus. Depinde ce șpriț beau astăzi, că pot să am o fluctuație de 2-3. Da, e loc de șpriț după operațiile astea? 2-3 kilograme. Da, nu mai am nicio problemă. Deci 120-223? Da. Plus că mai am de făcut, dar nu mai este cazul, că nu mai am acum să zic că eu mulțumesc că sunt sănătos. Știți, excesul, s-a desumflat balonul și a rămas excesul, da. Nu mă duc acum. Păi vă alegeți primar și după aia vă duceți. Pentru mine sunt o legendă, mi-aduc aminte din amintiri, dar în rest nu mai... V-ați lăsat?
M-am lăsat că nu am încotro, mai ales ăștia cu lupele pe mine, asta așteaptă ce să... Ziceați că aveți lunetiști pe casă, puteți să detaliați. Eu le mulțumesc că e o metaforă care am folosit-o, lunetiști, și sunt foarte monitorizat, vă dați seama, mă așteaptă, cum, dacă mă scobesc și nas, trebuie să găsească ceva, pentru că trebuie să existe nu aceeași ciorbă reîncălzită. Ce a făcut? Trebuie să scoate New Ball ceva cu piedone, ceva. Și ce să facă? Dar ce să le spun? Ăștia când acum se vor hotărâ să vadă cine e candidat, mă duc să mă recrez. Când stau și eu o săptămână, două, să strâng și eu semnături liniștit. Ce să mă, cu cine să mă bat? Cu cine să vorbesc? Cu cei care astăzi au intrat în administrație, cum să spun, astea au intrat în administrație ca să învețe alfabetul administrației. Păi am stat 30 de ani repetent. Dacă stai 30 de ani repetent într-o bancă, mie mi-a dat doctor în administrație doar că am stat 30 de ani. Du-te, bă, lasă, ai îmbătrânit, du-te, ești doctor în administrație. Apropo de doctor, ok, poate o fi. De ce n-ar fi bun, nu știu, Cătălin Cârstoiu, vă întreb? A mai avut un primar care a plecat de la universitar, tot doctor? Nu vreau să par ironic, dar să știți că doctorul Cârstoiu, mai ales că e doctor de oase. De oase, da. Bun. Era bun să-l fi avut consilier, să fie consilierul Nicușor pe timpul în care el n-a făcut nimic și își rupă ăștia gleznele și au rupt gleznele prin trotoarele Bucureștiului și le-au... era bun și ca de ce n-ar fi bun de primar? Pentru că bucureștinii n-au nevoie de oameni care sunt specialiști a pune picioare în gips. Da? Respect meseria, pentru, pic, Doamne ferește, meseria de doctor are un jurământul lui Hipocrate, da? Și eu am jurământul față de cetățen. Care este mai tare a lui? El e tare medic. Eu nu pot să mă duc să operez sau să pun un picior în ghips. Cum nici el nu poate să ia roaba în mână, să iasă cu ea în teritoriu. V-a invitat domnul Pandele la o confruntare față în față, vă duceți? Păi ce să, cu domnul Pandele, respect. Nu candidez la voluntar, nu candidez la București. Ce să vorbesc cu domnul Pandele? Nu știu, dar omul v-a invitat. Să fie sănătos, eu nu am nicio problemă. Voluntar poate să vorbească cu nevastă mea. De ce? Păi dacă el susține soția și nevastă mea o susține pe mine. Dacă soția lui este adversară, a mea, pe care o respect, ne batem politic, ne batem cel mai bun să câștige în teren. Ce treabă am eu cu domnul primar Pandele? Că am trădat, că n-am trădat. Dom'le, politica se joacă ca și fotbalul pe goluri. Care, dacă am dat la vincul, asta am fost. Asta ce să fac? Mingea a fost, eu sunt mai bătrân așa, dar dacă am prins mingea, am tras. Ce să fac? Îl dați joc jos pe Nicușor sau doar îi faceți joc? Eu? Tăticule, eu nu mă bag în 30 de ani, ia istoricul meu, n-am pierdut nicio campanie. Eu nu mă bag ca nebun așa. Și în primul rând, am suportul, bă, a oamenilor. Eu n-am nevoie de suport politic. Asta n-au înțeles ei. Ce să fac în cancelările alea politice? Ce să zic? Credeți că PSD-ul acum se aliniază sau PNL-ul sau eu știu ce pseudopartid ăsta mai apare să spună alinierea? Nu-l votați pe Piedone. O, ia să zic că să mor tu. Nu-l votăm pe Piedone. Dar de ce, bă? Păi stai-mă puțin. Omul la primar, indiferent că se numește primar, se uită în primul rând la om. Bă, cine e ăsta? După care, ok, îl votează pe omul ăla. Eu da, într-adevăr, recunosc. Voi avea o problemă la Consiliu. Eu dacă voi fi votat, de exemplu, cu 40%, în Consiliu mă voi regăsi cu 10-15%. Da. Că restul, ăla care mă votează, cum a votat și la sectorul 5, mi-a dat mie cineva vreo șansă? Sau, și pe cine am bătut? PNL, PSD, USR, aliniați pe toți, și pe Vanghele. Și i-am bătut. Cu 6 și arma și 14 tineri. Și aia cu logistici, partide, căpățânoși, plătiți toți cu tot felul de sondaje. Și eu m-am dus cu fata Popi ușor, ușor, cu cetățeanul și de-am luat căimacul. Așa se întâmplă și acum. Băi, oamenii, eu provin dintre ei. Omul te simte, nu mai e loc. Fă-te o muscă, te rog. Nu o să poți, că nu sunt nici rombunrac să te fac muscă. Așa? Dar să mergi în spatele meu. Păi și ăsta e cel mai mare sondaj. Eu nu mă desprind de la sol. Că datorită greutății mele, forța gravitațională m-a menținut cu picioarele pe pământ. Alții au început să plutească. Chiar dacă au cărămizi în buzunar, mai le zice eu nu bagă să mai bagă, zice o cărămidă în buzunar, că ți s-a umflat capul. Vă deranjează că vă fac ăștia ospătar, chelner? Extraordinar. Mă simt mândru. De ce? Pentru că de acolo provin. Am fugit de acasă. Cu tată șmecher, cu ăla, ultimul născut, am plecat. Da? Și ce, jignim categoria asta? Cum? Eu? Adică bucătarul sau ospătarul nu mai sunt oameni? Să-i jignească ei. Ok.
Eu îi aștept la urnă. Pe aia care i-au jignit ei astăzi prin mine. Eu am fost ca ei. Ei sunt ca mine? Nu. Vă e frică să vă întoarceți la pușcărie? Niciodată. Mă duc în concediu. Ce să mai fac? Am și o vârstă, iau și jumate din pedeapsă, sănătate, slăură. Nu există, nu mai există. Dacă... Nu este sigur că vă apucă cămașa cu mânecă scurtă, liber? Vă întreb. Domnul Ciutac. Eu am trecut pe multe campanii, la fel ca și dumneavoastră. Dumneavoastră implicată în ele, nu. Eu observându-le și comentându-le. Domnul Ciutac, da. Mă credeți chiar nebun? Credeți că nu-mi iubesc întâi familia, copiii, să mai pot lipsi de lângă ei? Ei, da, trăim în România. Se pot întâmpla absolut orice. La asta mă refer. Tăticu, vor să mă facă Nelson Mandela României? Vor să existe o scânteie? S-o facă, tăticule. Ceaușescu spunea, dai în mine, dai în fraților, dai în clasa muncitoare. Păi gata, bă. Intelectualitatea, nu jignesc pe nimeni. S-a exportat. Noi vorbim astăzi de pe cei care sunt năpăstuiți în România. Când guvernele le spune că le-a crescut coșul pieței zilnic, și se uită între asta, s-a dus ieri la Mega, dau un exemplu, și a luat de 3 lei eugenii și asta se duce cu 3 lei și îi dă o jumătate de eugenie. Și zice, ce bine trăim în România. Ok? Păi nu mai se poate minți. Ăla se uită în traistă. Ăla se uită la căldură. Ăla se uită la ce plătește. Și vin ăștia frumos, costume. Păi sunt rupți. Ei trăiesc într-o realitate virtuală, nu reală. Vă mulțumesc mult că ați fost în realitatea reală la mine în emisiune, domnule primar. Vă urez succes la fel cum o fac cu fiecare candidat care trece pragul. Am impresia că o să ne mai vedem în campania asta electorală. Încă o dată vă mulțumesc, spor la treabă. Eu vă mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu să vă ia. Nu e, n-a fost, vreau să vă subliniez, n-a fost o aroganță faptul că am venit îmbrăcat așa cum am adus. Dar, domne, n-ați înțeles că bucureștenii cel puțin s-au săturat de cerculețe, grafice, programe care sunt puse doar în campanie și la sfârșit. Game over după campanie. Îmi place să sper că se întâmplă așa cum ziceți dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot, domnule primar. Doamnelor și domnilor, luăm o extrem de scurtă pauză, după care revenim spectaculos și facem dezvăluiri despre misterul supraviețuirii copilului de 2 ani în pădure. Micuțul a mers 8 km în pădure, domnilor și domnilor. Căutări disperate au ridicat elicopterele. Copilul a fost găsit lângă icoana făcătoare de minuni. Duhovnicul Vasile Ioan explică miracolul de la Vorona. Și o anchetă bombă, oamenii lui Coldea pică proba detectorului și o expertiză devastatoare. Avocatul și-a aruncat iubita pe geam. Cum a încercat să-și minte și colegii judecători, aflați în doar câteva clipe. Când vorbim și despre șeful banchierilor, trimis în judecată pentru că ar fi omorât un om. Este o tragedie ascunsă. Soția bărbatului mort face acuzații grave. Vorbim și despre decesul subit al unui ministru respectat. De ce n-a mai putut fi salvat în doar câteva clipe? Rămâneți medici.